Succesul pro-europenilor în alegerile din Republica Moldova a fost primit cu entuziasm de oficialii români. Președintele Traian Băsescu a declarat că speră ca modernizarea țării vecine și apropierea de Uniunea Europeană să fie accelerate. Premierul Victor Ponta a anunțat că vestea primită de peste Prut a fost cea mai bună pe care o putea aștepta la București. Și președintele nou ales al României, Klaus Iohannis, a comentat rezultatele alegerilor de duminică. Potrivit lui Iohannis, electoratul moldovean își dorește un guvern reformist, decis să continue efortul de modernizare în sens european al Republicii Moldova. De asemenea, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a felicitat țara noastră pentru alegerile parlamentare desfășurate în conformitate cu standardele europene. Potrivit sursei, cetățenii moldoveni și-au făcut alegerea și toată lumea trebuie să o respecte. În același timp, Uniunea Europeană așteaptă cu nerăbdare formarea rapidă a unui guvern atot cuprinzător și responsabil în Moldova, precum și a unei opoziții constructive. Într-o declarație de presă comună, instituțiile europene menționează că UE este gata să-și continuă cooperarea strânsă cu Republica Moldova pe drumul ei către o mai mare transparență pentru statul de drept și pentru o economie de piață mai puternică. La fel, UE rămâne angajată să conlucreze cu viitorul guvern în vederea unei reglementări pașnice a conflictului transnistrean, având la bază suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și un statut special pentru Transnistria, mai anunță structurile europene. Evaziune cu țigări de 90 de milioane de euro, în schemă era inclusă și Transnistria. Procuratura din Italia a organizat o operațiune de amploare în urma cărei a fost descoperită una dintre cele mai mari scheme de contrabandă de țigări din Europa. În cadrul operațiunii au fost arestate 17 persoane și au fost efectuate numeroase percheziții, scrie ediția electronică a publicației La Stampa. În schema evaziunii fiscale erau incluse firme din regiunea de est a Republicii Moldova. În timpul operațiunii a fost pus sechestru pe o fabrică de producție a țigărilor, care activa cu acte în regulă și care aparține magazinului online YesSmoke, societate elvețiană fondată în 1999. Investigația a început în iulie 2013, astfel a fost descoperită o schemă prin care țigările de producție italiană erau distribuite în diverse țări europene. Schema de evaziune fiscală consta în simularea exporturilor de țigări în Ucraina și Transnistria, în timp ce țigările nu părăseau teritoriul Uniunii Europene. În acest mod era evitată achitarea accizelor și a TVA-ului. Suma prejudiciului este peste 70 de milioane de euro pentru accize și 20 de milioane de euro pentru neachitarea TVA-ului. È stata smantellata dai militari della Guardia di Finanza di Torino e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del capoluogo piemontese una delle più grosse organizzazioni di contrabbando di sigarette presenti in Europa. L'operazione, condotta tra Italia e Germania, ha portato all'esecuzione di 11 ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP di Torino nei confronti di altrettante persone facenti parte, secondo l'accusa, di una vasta organizzazione transnazionale. Nel corso dell'operazione è stato sequestrato l'intero stabilimento di produzione, regolarmente autorizzato, delle sigarette destinate al contrabbando in Europa. Nei confronti di altre 6 persone è stato disposto l'arresto in Germania su ordine dell'autorità giudiziaria tedesca. In Italia le investigazioni sono iniziate nel giugno del 2013 e hanno permesso di individuare un'articolata organizzazione delinquenziale che, assicurandosi l'approvvigionamento delle merci allo stabilimento italiano di produzione, le destinava ai mercati illegali di tutta Europa attraverso una base operativa collocata in Germania, incaricata della commercializzazione delle sigarette di contrabbando. Il meccanismo di frode consisteva nel simulare cessioni all'esportazione di tabacchi lavorati a marchio YesSmoke, prodotti in Italia che invece non abbandonavano mai il territorio dell'Unione Europea o ne uscivano temporaneamente per esservi in seguito reintrodotti illegalmente in entrambi i casi senza il pagamento delle imposte dovute. Le sigarette indirizzate verso partner commerciali con sede in stati extra Unione Europea, principalmente Ucraina, Moldavia e Turchia, avevano come destinatarie società estere risultate inesistenti, operanti in settori diverse o prive di autorizzazione al commercio di tabacchi. La ricostruzione delle operazioni illecite realizzate dal sodalizio criminale ha portato alla luce un'evasione milionaria quantificata in 70 milioni di euro per l'accisa e oltre 20 milioni per l'IVA, imposte e sottratte alle casse dell'erario a partire dal 2011 sino al 2014.
nici nu a reușit bine să treacă de parlamentare care au fost pentru el adevărate peripeții. Omul de afaceri Renato Ussatăi își dorește să fie provocat alegeri parlamentare anticipate și se gândește deja la alegerile locale. Într-un comunicat de presă, Ussatăi scrie că alegerile parlamentare nu au fost libere și sunt cele mai nedemocratice din istoria Moldovei. El a reiterat faptul că partidul său are toate șansele să câștige anul viitor alegerile locale în majoritatea localităților din țară. Menționăm că alegerile locale vor avea loc în vara anului 2015. Caz șocant la Rezina, cadavrul unei adolescente a fost depistat într-o râpă din apropierea satului Mateuți. Oamenii legii spun că minora a fost găsită fără mână dreaptă, iar abdomenul ar fi fost sfâșiat de animale. Pe data de 1 decembrie 2014, de către un cetățean din satul Mateuți, am fost informați că câinul său personal a dus acasă în gospodărie un obiect asemănător cu mâna de femeie. La apelul respectiv, satul Mateuți a depăsat grupa operativă care a depistat în gospodărie cetățeanul respectiv fragment de membru superior, adică mâna dreaptă, regiunea palmară. În continuare s-a efectuat cercetarea unui segment de teren în apropiere gospodării respective la distanță de 500 de metri, unde a fost găsit la marginea unei râpi a satului Mateuți cadavrul unei minori în vârstă de 16 ani. Cadavrul respectiv era gol, acoperit parțial cu hainele sale personale. La examinarea exterioară, la cadavrul respectiv lipsea totalmente mâna dreaptă, organele interne corpul respectiv lipseau, posibil că erau mâncați de animale sau chiar de păsări. Pe acest caz a fost pornită o urmărire penală. La un moment, persoană bănuită care a comis infracțiune, noi nu o dispunem. Asta tot. Din ce familie? Persoana respectivă minoră este originară și locuitoare satului Mateuți, face parte din familie social vulnerabilă, a fost elevă școli profesionale din Rezina și au fost câteva, să spunem, cauze penale în care victima, care persoana respectivă a figurat ca victimă. Oamenii legii din Rezina mai spun că victima plecase de acasă încă de pe 15 noiembrie și nu s-a mai întors. Poliția atunci a fost alertată de bunica minorei. Oamenii din satul Coșnița spun că și-au dat votul pentru pace și pentru un viitor mai bun, pentru copiii și siguranță în Republica Moldova. Pentru un viitor fericit, pentru copiii noștri. Pentru un viitor liniște și ca copiii, care generația nouă care cresc, poate să trăiască mai bine ca cum am trăit noi până acum. Pentru o viață mai bună și pentru pace în țară. Pentru să fie pace în lume, în Moldova noastră și să fie toți sănătoși. Pace principală să fie, unire unul cu altul. Pentru o țară bună să fie, copiii să fie, să aibă bun învăța. Pentru să fie leafă, o leafă bună, piesa la bunei să fie ridicată și la mai mulți, la mai mari. Am votat pentru un viitor mai bun și pentru tineri și pentru oamenii mai în vârstă, că majoritatea sunt mai mult mai în vârstă la noi în Moldova, rămași, și spre binele Moldovei. Partea asta din Istru am rămas așa ca pe o insulă de pe ocean, așa ea. Și tare aș vrea ca se întoarcă cu fața și la noi. În raionul Dubăsari, rata de participare la vot a fost de peste 52%. Procesul de votare decurge destul de liniștit, așa în conformitate cu toate criteriile cum trebuie să decurgă. Lumea este activă și de dimineață, chiar începând cu ora 7, ora 8, 9, 10, la masă, după masă. Adică este activă lumea, este bine până acum. Sunt și persoane care vin din Dubăsari, care au dețin buletine moldovenești și vine lumea. La scrutinul de pe 30 noiembrie au participat peste 1.600.000 de cetățeni moldoveni cu drept de vot. În raionul Criuleni, rata de participare la alegerile parlamentare de pe 30 noiembrie a fost de 55,87% potrivit datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală. Nereguli nu s-au înregistrat, doar că sistemul electronic al alegătorului nu a funcționat. Alegători avem,
sunt activi. Deja avem 50% avem de alegători care au fost. O leacă merge mai încetinit deoarece nu funcționează internetul, din cauza asta este o leacă de stopare. Dar ne străduim să nu plece legătorii, să-i mai oprim ca să voteze până la urmă. Cetățenii din raionul Criuleni spun că așteaptă după votul exprimat pe 30 noiembrie un trai decent cu pensii și salarii mai mari. Tragem nădejde când țara va fi ceva mai bine, ceva mai bun. Fiindcă mulți politici promit, dar puțin și faci. Și tragem de aici, poate că acum se vor mai deștepta și vor înțelege că poporul s-a saturat deja de promisiuni. Să fie pașii, să fie liniște, să putem trăim numai cu unire, unul cu altul. Pentru că ne doare inima și nu putem trăi cu așa pensii, cu așa zarplate, cu așa astea. Și avem nevoie, tare, tare avem nevoie. Pentru viitorul copiilor noștri, cel mai bun viitor îl dorim la toți. Și toți locuitorii să fie, și toți cetățenii Republicii Moldova să fie bucuroși de tot ce va fi rezultatul. Pentru viitorul copiilor și nepoților și toată lumea, pentru Moldova. Pentru binele țării, pentru să trăim mai bine, pentru dreptul la muncă, pentru dreptul la studii, pentru ocrotirea sănătății. Sperăm că o să fie mai bine. Pentru intrarea în Europa. За мир во всем мире, чтобы была какая-нибудь стабильность была в нашей Молдове. Ждем, надеемся, что что-нибудь изменится, будет, по крайней мере, лучше будет жить народ. Pentru progres, pentru binele tuturor care trăiesc în țara aceasta. La Criuleni au putut de asemenea vota și moldovenii domiciliați în stânga Nistrului. O iubire de o vară, vorba cântecului, s-a transformat pentru câteva cupluri într-o dragoste de o jumătate de veac. Pentru că au fost alături unul de altul, la bine și la greu, au învins toate provocările și au rămas împreună. Este povestea de iubire a mai multor cupluri din Rezina. Mare sărbătoare e aici. Dar acasă am să alegem o zi și ar să adune nepoții, fiică, viciorul. Am trei strănepoți, am patru nepoți, studii superioare, aranjați pe la Cineu, pe la... E binișor, da? Erau când bătrânim. Sărbătoarea de astăzi mi-a părut foarte frumos organizată pentru veteranii de vieții familiale. După sărbătoarea de azi, iar o să ne adunăm membrii familiei și o să prelungim sărbătoarea de azi. Măcar că mai mulțumiți și mai frumos acasă nu o să putem organiza. S-a trecut tare bine și vă mulțumim la toți care ne-ați purtat cinstea. Ca doi bătrâni. Mulțumim frumos! Mulțumim! Da, Doamne, pași, sănătate și să ajungă tăți la 50 de ani ca voi și mulțumim! În aceste momente frumoase, cuplurile nu au fost uitate de autorități. Este o sărbătoare semnificativă deoarece este una de suflet în primul rând și ne-am stăruit cu tot din adinsul să le atragem atenție oamenilor care într-adevăr au creat o familie sănătoasă și au putut să o mențină. Că este ușor să întemeieze o familie, dar este foarte greu să o menții și să ajungi la 60, 55, 50, 45 de ani de căsătorie. Și totodată ne-am stăruit ca prin această sărbătoare să arătăm tinerilor cât este de bine să iei un exemplu bun de la viață și de la familii concrete care există. Vreau să zic, noi avem foarte multe familii, Raionul Rezina, care au o vârstă înaintată, trăită împreună, dar
momentele sunt diferite, posibilitățile sunt diferite și astăzi am avut prezenți doar aceste cupluri, dar vreau să zic că mai avem foarte multe familii bune care merită atenție și merită ca cei tineri să iau un exemplu bun de la aceste familii. Din numele meu personal, Consiliul Rășănesc Rezina, aduc sinceri felicitări cu această frumoasă ocazie. Le dorim mult sănătate, succes, bunăstare, liniște sufletească și încredere în ziua de mâine. Suntem alături cu ei și mereu vor simți asistența și ajutorul nostru. Asemenea, evenimente sunt organizate pentru a promova căsniciile trainice și a educa tânăra generație în spiritul valorilor unei familii durabile. Pe 21 noiembrie, satul Stroiești, Râbnița, a împlinit 312 ani de la înființare. După tradiție, locuitorii satului sărbează ziua satului a doua zi după hramul localității. Potrivit edilului satului Stroiești, care are și studii în istorie, pe 21 noiembrie 1702 la Stroiești a fost sfințită prima biserică și de atunci este considerată această zi ca ziua satului. Totuși, descoperirile arheologice demonstrează că încă din secolul 3-4 înainte de Hristos, aici a fost o așezare ce aparținea culturii geti. Satul Stroiești este vestit nu numai prin biserica sa, nu numai prin natură, nu numai prin așezarea pitorească, dar și prin personalitățile remarcabile care au activat sau chiar care sunt băștănași de pe teritoria satului. Unul din acești băștănași care nu este născut în sat, acesta este conducătorul de armate rusă, cum este Rumian sau Zadunaischi, care într-adevăr în 1725 s-a născut în satul Stroiești și care apoi a activat pe tărâmul militar în Imperiul Rus. De asemenea, o persoană remarcabilă pentru armata rusă și care este un erou al războiului pentru apărarea patriei din 1812, cum este Piotr Hristianovich Wittgenstein. Clar că el nu este născut în satul Stroiești, dar pentru satul Stroiești a făcut foarte mult și l-a dezvoltat într-o oricare măsură. Partea festivă a hramului s-a desfășurat la Palatul Culturii din localitate. Meșterii și-au etalat manufacturile artizanale care au încântat privirile oamenilor. Mai mult de ziua satului a fost organizat și un târg al bucatelor tradiționale. La sărbătoarea noastră de astăzi am pregătit o masă moldovenească, pe care masă, pe această masă este mâncarea moldovenească, mămăligă, și la mămăligă sunt sarmale, brânză de oaie, smântână și după toate cele când sărbătorim sărbătoarea, la urmă toți se adună la o masă întreagă și fiecare gustă din bucatele noastre. O bucurie pentru satul Stroiești a fost că, în această zi importantă, localitatea a devenit mai bogată spiritual. Numărul de nou-născuți, în comparație cu anul trecut la Stroiești, a crescut cu aproape de două ori. Suntem foarte bucuroși că ne-au luat în seamă administrația și ne-au felicitat cu ocazia nașterii copilului nostru și le spunem mulțumesc din partea familiei Sinski și la mulți ani la toți, să fie toți fericiți, noroc, sănătate la toți. În satul Stroiești sunt peste 570 de locuitori, dintre aceștia 43 sunt preșcolari și 145 de pensionari. Tradițional, la sfârșitul lunii noiembrie, în incinta liceului Mihai Viteazul din orașul Cimișlia, se desfășoară simpoziunul științific Nicolae Iorga, personalitate de vocație universală. Acțiunea este organizată de către Asociația Obștească Academia Populară Cimișlia și liceul teoretic Mihai Viteazul din oraș. Oaspeți de onoare la simpoziun au fost reprezentanții bibliotecii Nicolae Iorga din județul Prahova, care au venit cu o donație de carte către cimișlieni. Bibliotecii liceului dumneavoastră, noi am adus un set de 4 volume din discursurile parlamentare ale lui Nicolae Iorga și pentru că suntem în pragul centenarului 100 de ani de la crearea statului național unitar român, îi donăm domnului primar Răileanu un set din cele 3 volume
este o ediție anastatică. Ca un continuator al Bibliotecii Nicolae Iorga din Ploiești, vom aduce carte în limba română Bibliotecii din Cimișlia și altor filiale pe care le vom crea aici în comunitatea dumneavoastră. Iar astăzi am adus o donație Discursuri parlamentare, Nicolae Iorga, o lucrare în 4 volume, și o istorie a războiului de întregire a României, tot așa, o lucrare ediția anastatică, apărută după copia apărută în 1923, autor Constantin Chirițescu, lucrare apărută cu sprijinul Consiliului Județean Prahova. În cadrul simpozionului a fost lansată cartea Teroarea stalinistă în Basarabia, de Anatol Petrenko, în special consacrată deportărilor din Basarabia. Această carte despre care astăzi s-a vorbit, cu regret, tirajul a fost de 400 de exemplare, s-a epuizat. Nu mai avem nici o carte ca să o facem cadou, eu personal mi-am luat-o din bibliotecă. Și iată o diplomă prin care cartea a intrat în topul celor mai citite de 10 cărți de Republica Moldova. Deci așa că cartea asta este o carte bună care trebuie reeditată. Elevii claselor liceale au venit cu analize și aprecieri ale cărții Teroarea stalinistă în Basarabia, de Anatol Petrenko. Unii din ei au citit pasaje și chiar au venit cu mărturii colectate de la locuitori din partea locului care au fost deportați. Faptul că oamenii săraci, neavând în urma colectivizării totale a produselor alimentare, neavând cu ce se alimenta, au ajuns până la ceea că se ucideau unii pe alții. Părinte pe fiică, fecior, frate, chiar și oameni necunoscuți. Eu personal am răsfoit-o, mi-a plăcut și am spus că atunci că este un bun punct de plecare spre ceva, anume, dacă eu am nevoie de gătit o teză de curs sau o lucrare mai serioasă, este numai bun. Am fost plăcut surprins, am discutat un pic cu autorul, mi-a dorit și niște cărți, sunt foarte fericit și mulțumesc pentru asta. Simpozionul Nicolae Iorga se marchează la Cimișlia la cea de-a 13-a ediție. Prima ediție a avut loc în anul 2002, când un grup de profesori cimișlieni reveniți de la Universitatea Populară Nicolae Iorga din Bălinii de Munte, județul Prahova, au inițiat simpozionul închinat marelui savant, istorician și om politic.